Pășeam prin sfânta lăurare pe-al mării țărmure frățesc, mirat că două urme clare pe ale mele le însoțesc. Pășeam în dimineața lină atât de fericit, păream eu însumi o lumină în universul infinit. Creștin, am înțeles pe tată că cel alăturea pășind era chiar Domnul ce s-arată, prin semne numai, ori în gând. Pe mare înceta furtuna, dragi urme mă însoțeau ca-n vis, voiam să le sărut într-una ca pe amănunt măicuței mele plâns. Tristețea însă, ca pe un laur, o am simțit când am văzut că cele două urme de aur m-au părăsit, au dispărut. Nu-ți mai sunt drag eu, Doamne, oare? L-am întrebat pe Dumnezeu și-am auzit un glas de soare. Te duc în brațe, fiul meu. Te duc în brațe, fiul meu. Grigore Vieru. Bună seara, dragi prieteni. Sunt extrem de fericit că sunt astăzi în fața dumneavoastră. Totul pornește de la acest sublim poem. Uneori Dumnezeu ne duce pe brațe. Asta încearcă să facă proiectul meu. Să ducem pe brațe tinerii care merită să reprezinte arta românească cu cinste. Și să-i ducem pe brațe pe cei care ne-au alinat nouă copilăria și ne-au făcut mai buni. Și aici mă refer la mari artiști ai României. Unii dintre ei bolnavi, unii dintre ei uitați, părăsiți, imobilizați la pat. Trăim o dramă pentru tot ceea ce înseamnă arta românească. Și de la versurile acestea scrise de Grigore Vieru pentru mine, pornim această seară în căutarea tinerilor talentați, în sprijinirea lor și a valorilor României. Vreau să vă mulțumesc că sunteți în această seară aici. La invitația prietenilor mei, și aici mă refer la doamna doctor Liliana Voroneanu, eu am venit în această seară să-mi prezint lucrările. Sunt făcute cu suflet aceste opere, în special Case și Flori. Case, după poemul scris de Grigore Vieru, Casa părintească nu se vinde. Și Flori, după toate florile pe care le-am primit în 20 de ani la scenă. Iubesc ceea ce fac și fac cu pasiune și cu dăruire. Și știu că la un moment dat, în casa dumneavoastră, poate va locui cu cinste o operă realizată de mine. Nu pentru, neapărat pentru frumusețea ei, ci pentru faptul că această operă înseamnă mult pentru un simplu artist care pășește acum pe scena românească. Majoritatea fondurilor pe care le strâng de pe urma picturilor mele merg către ei. Și încă o dată vă mulțumesc că sunteți prezenți. Bună seara, dragi prieteni! Și eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat provocarea de a fi alături de noi în această seară, provocarea de a participa la un alt fel de eveniment. De ce un alt fel de eveniment? Pentru că, socotind după primire, pare a fi un spectacol de muzică și poezie, dar nu este numai atât.
Socotind după șevaletele încărcate de opere de artă, putem spune că este doar un vernisaj, dar nu doar atât. Vom avea în această seară un colaj între artă, muzică și poezie, presărat cu emoții, surprize din partea tuturor, inclusiv a mea, și, de ce nu, vise care pot prinde contur în această seară. Dragă Paul, de ce pictura? De când pictura? De foarte mulți ani, în casa unor prieteni de la Ulm, în Germania, locuiesc de aproape 40 de ani acolo, m-am îndrăgostit acolo de pictura cu mulți ani. Am hotărât să arăt pictura mea în public, după ce am cunoscut-o pe doamna Doina Păuleanu, una dintre marile valori ale artei românești, și ea mi-a spus: Paul, trebuie să faci ceva, trebuie să încerci să faci un proiect, pentru că tu oricum cânți, tu ai concertele și spectacolele tale. Așa am hotărât să deschid proiectul Artă pentru Suflet, un proiect care într-un an de zile, iată, în octombrie facem un an, într-un an de zile am ajutat 60 de artiști. Și eu sunt extrem de mândru cu lucrul acesta. Pe ecran o să vedeți câteva din operele mai vechi care deja au fost achiziționate, dar veți descoperi câteva imagini, să zic, cu artiști pe care i-am sprijinit și i-am susținut prin proiectul nostru. O să vă și dau exemple mai târziu, dar important este și trebuie să-ți mulțumesc, draga mea Liliana, că ai hotărât în această seară să fim prezenți aici, pentru că tu, în primul rând, ești un doctor care te ocupi de copii, ești un doctor pediatru. Știi ce înseamnă să lucrezi cu copilul? Așa este. Mare parte din tinerii pe care i-am susținut sunt copii foarte valoroși, foarte talentați, unii dintre ei remarcabili. Ar fi păcat să nu punem mână de la mână și să dăm o șansă tinerilor speranțe. Și iartă-mă că acum intru un pic peste programul nostru, dar aș vrea să vă prezint aici, în fața dumneavoastră, pictură pe lemn și, dacă nu mă înșel, există și grafică. Exact. Realizată de un tânăr extrem de talentat, se cheamă Rusu Ovidiu George, și aș vrea să-l aplaudați. Da, este vorba de un băiat de 18 ani, elev al Colegiului Național George Apostu Bacău, care mi-a mărturisit înainte de eveniment că are mai multe pasiuni, dar ceea ce îi atinge sufletul este pictura pe sticlă, și anume icoanele. Și acum, două cuvinte, te rugăm, Ovidiu. În primul rând, bună seara! Are emoții. Pictez, văd icoane pe lemn. Povestește tu, văd și pe sticlă. Da, într-adevăr, sunt și icoane pe lemn și pe sticlă. Și câteva lucrări de grafică. În prima fază avem unul de Iisus, adică niște sfinți care ar trebui să le înconjoare pe Iisus Hristos. Niște icoane pe sticlă, cu o temă pascală, și de asemenea niște lucrări în grafică cu Ion Creangă. La 18 ani consider că George este un adevărat talent. Visul lui este să picteze o biserică în întregime, îi doresc succes și îi promitem că vom fi alături de ei și de el și îl vom ajuta luni de dimineață să fie un pic mai fericit, cumpărându-i materialele necesare în continuare ca să poată să arate românilor că nu se oprește aici și pictura lui pe lemn, cum să spun eu, va arăta faptul că el este un profesionist. Da. Mulțumim! Aplauze pentru George! Mulțumesc, dragă Paul, mulțumesc, George! Deci, dacă vreți să fiți alături de Ovidiu, vreau să priviți cu atenție aceste opere de artă și pe parcursul evenimentului și la sfârșit mai ales
poate achiziționați și astfel veți contribui la perpetuarea proiectului Art by Fuego și implicit la ajutorarea unor tineri exact cum este Ovidiu. Vreau să vă dau un exemplu, te rog să iei loc, nu mai trebuie să stai în picioare, stai liniștită, relaxată. Există o tânără extraordinar de talentată, ea cântă la harpă, un instrument splendid, dar cântă și cu vocea. Realmente un talent, are 11 ani și stați să văd cum o cheamă, pentru că sunt extrem de mulți tineri. Mă uit în catalog acum. Nu vreau să fac o greșeală. Daria. Daria Văcăroiu. La 10 anișori, Daria Văcăroiu a participat la câteva concursuri în România, a câștigat câteva premii importante, dar visul ei a fost să ajungă la Voice Kids Germania, un concurs pentru tinerii foarte talentați în Germania. Proiectul meu a sprijinit-o să ajungă acolo, inclusiv cu familia ei, a plătit toate lucrurile necesare pentru acest concurs, a avut încredere în ea și a câștigat Voice Kids Germania, unde majoritatea tinerilor erau germani. Românca noastră de 10 ani a adus trofeul în România. Ce bucurie poate fi mai mare pentru un copil care câștigă un concurs în Germania decât să-l susținem și să ne mândrim că tinerii talentați pot să facă carieră și peste granițele țării. Aplauze pentru asta spuneam, dragă Paul, că seara va fi presărată cu emoții și, de ce nu, vise care pot prinde contur aici, în această seară, la Bacău.